primul și în primul rând vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Iată că am ajuns să finalizăm un proiect mult așteptat de către oneșteni și doar și nu doar de către oneșteni. Mi-aduc aminte că aproximativ acum 2 ani de zile am depus un proiect finanțat pe Programul Național de Dezvoltare Locală, susținut de către guvernul de pe atunci, contract semnat încă de acum 2 ani și aproximativ acum 1 an și 2 luni, împreună cu domnul Dragoș Benea, pe atunci candidat al Partidului Social Democrat la europarlamentare, am venit în deschiderea lucrărilor la acest pod. Iată că lucrările s-au finalizat și podul este dat în trafic. O lucrare ce face conexiunea între Moldova și Ardeal, un proiect finanțat de Guvernul României de atunci în valoare de aproximativ 2 milioane de euro și cred că astăzi putem spune că și face diferența între fapte și vorbe. Noi demonstrăm că știm să facem, poate nu întotdeauna comunicăm bine ceea ce facem, dar știm să facem lucruri și cred că oneștenii și românii trebuie să fie atenți în ceea ce urmează, în a discerne foarte bine între cei care fac și cei care vorbesc. Eu sunt bucuros că astăzi, acum 10 minute, s-a dat podul în trafic, nu va mai fi o situație de disconfort nici pentru oneșteni, nici pentru cei care tranzitează această zonă și cred că de astăzi putem să ne concentrăm și pe restul proiectelor mari, majore, pe care municipiul Onești le are în desfășurare și le are în implementare. Proiecte semnate, dar nu începute, și toată energia mea și a colegilor mei o vom canaliza pe ceea ce își doresc oneștenii pe mai departe. Eu le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați alături de administrația publică locală de acest proiect mare pe care municipiul l-a propus și l-a realizat într-un an aproximativ. Le mulțumesc frumos! Le solicit sprijinul și în ceea ce ne propunem să facem mai departe și cred că putem dovedi că echipa din care fac parte, echipa județeană, își propun lucruri mari pe care le ating cu pași mărunți, dar bine stabiliți, cu o foaie de parcurs bine stabilită și de la care nu ne abatem. Cred că acest pod va face într-un viitor nu foarte îndepărtat conexiunea și tot ce înseamnă Vrancea și autostrada 13. Ea va fi aici undeva în vecinătate și podul acesta va descărca pe autostradă tot ce înseamnă traficul dinspre Vrancea, fie către Bacău, fie către Brașov. Așadar, vă mulțumesc, îmi cer scuze tuturor oneștenilor care au avut de suferit în privința disconfortului vis-a-vis de tranzitarea acestei infrastructuri rutiere, dar lucrurile mari și lucrurile bune se fac cu sacrificii. Vă mulțumesc și îl rog și pe domnul președinte Benea să ne adreseze câteva cuvinte legate de această investiție pe care a susținut-o și drumul cu care am început împreună, să zic, să-l parcurgem până în ziua de astăzi vis-a-vis de dezvoltarea infrastructurii din municipiul Onești. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnului primar! Este realizarea cea mai expresivă a unei administrații Nicolae Ignatiuc susținut de Partidul Social Democrat și vechea administrație, anterioara administrație, care n-a făcut nimic. Am spus că este cea mai expresivă, n-am spus că este singura, dar cred că este cea mai importantă și cu cel mai mare impact în viața oneștenilor, așa cum sunt și celelalte investiții care au prins elan, au prins finanțare, au prins contur, investiții în alimentarea cu apă și canalizare, investiții în deșeuri, în mandatul domnului Ignatiuc, care poate nu este atât de carismatic și guraliv ca fostul primar, dar cu siguranță la capitolul fapte diferența este categorică, netă și eu sunt convins că oneștenii știu să aprecieze acest lucru. Strict de acest pod am vorbit de atât de multe ori, vreau doar să remarcați că nu ne-am sfiit să îi dăm drumul atunci când i-a venit momentul, chiar dacă era campanie de europarlamentare, eram la mijlocul lunii mai, așa cum nu ne-am sfiat astăzi, este marți, ora 13, când a fost terminat marcajul și semnalizarea și tot, a fost dat în trafic, fără mare tamtam,
fără panglici tăiate, dar cu marcarea acestui eveniment printr-o conferință de presă care totuși trebuie să consfințească cine se face vinovat în sensul pozitiv al cuvântului de realizarea acestui pod și cine a putut să-l facă în perioada 2012-2016 și nu l-a făcut. Repet, mai sunt și alte realizări. Îmi amintesc că aici am venit cu domnul Cook, ministru Cook, în martie-aprilie 2017. A fost primul proiect, printre primele proiecte pe PNDL din județul Bacău, depus la Ministerul Dezvoltării, semnat contract de finanțare, parcurse cu celeritate, dar în condițiile legii, procedurile de achiziție publică și, sigur, un lucru pe care trebuie să-l apreciem, eu obișnuiesc să fac acest lucru, fericit constructorul, nu-l cunosc pe patron, dacă trec pe lângă el nici nu știu cum arată, dar Confer a demonstrat că este o firmă care poate să facă repede și bine o lucrare complexă. Un pod, fie că e mare, fie că e mic, nu e simplu de realizat și cu atât mai mult cu cât firma este din Onești și din județul Bacău, mai are și alte lucrări în județ. Știți că acesta a fost visul tuturor politicienilor din județul Bacău, să câștige, domnule, firme numai din județul Bacău, să nu mai vină din alte județe. Uitând că au fost parlamentari care puteau să amendeze legea achizițiilor publice în acest sens. Lucru care nu se poate, dar toți clamează că ce ne-am dorit să lucreze firme din județul Bacău. Ei, uitați că astăzi centura Bacăului merge, este un proiect dinamic și merge foarte bine pentru că este un constructor român din județul Bacău, firma lui Umbrăescu, iar podul aici, faptul că e cineva din Onești, din județul Bacău, la fel. Și sunt lucruri care trebuie semnalate, aplaudate și suntem cu toții fericiți. Sigur, mai sunt și exemple care confirmă regula, dacă pot să spun așa, la aeroportul internațional Bacău, care sigur că e nu numai al băcăuanilor, ci și al oneștenilor. Este o firmă din Spania, care la fel merge cu motoarele turate la maxim și va termina acest proiect de modernizare a pistei, ultima piesă din modernizarea aeroportului, la termen, adică până la finalul lunii septembrie. Sunt lucruri care e bine să le știți și aici la Onești și e bine să constatăm diferența și contrastul puternic între ceea ce a făcut administrația Nicolae Ignatiuc PSD și anterioara administrație, pentru că, într-adevăr, faptele vorbesc pentru Nicolae Ignatiuc și pentru echipa PSD de la Onești și sunt convins că acest lucru va cântări în ceea ce va urma în perioada următoare. Mulțumim! Dacă sunt întrebări. Să ne amintim cât a costat această lucrare. Aproximativ 1,8 milioane euro. Constructorul s-a încadrat în termenul în care l-ați stabilit? Constructorul în general s-a încadrat în termenele nu stabilite de mine, ci de către dânsul prin ofertă. Mai sunt lucrări care se vor desfășura exclusiv în albia râului, care nu au legătură cu infrastructura rutieră, ci doar lucrări de punere, de apărare a podului și a malurilor. Contractele sunt făcute de o manieră încât atunci când cineva, fie de o parte sau de alta, întâmpină o problemă, lucrurile se corigează prin contract. Eu mi-amintesc că în mai 2019 dânșii au spus foarte clar că în vara anului 2020 podul va fi dat în folosință. Sigur că putea fi luna iunie sau iulie, dar să nu uităm că din martie și până în iunie s-a interpus o pandemie care cu siguranță a afectat ritmul mai multor lucrări și mobilizarea mai multor constructori. Este o diferență și, evident, la terminat, uitați, până la finalul lunii iulie, 1 august ne prinde circulând pe pod. Este o diferență uriașă între ceea ce face un constructor președinte de PNL Onești cu alte lucrări din județ pe fonduri europene, unde calitatea lucrărilor lasă de dorit, extrem de îndoielnică și termene sunt nu depășite, ci călcate în picioare. Eu personal mă duc astăzi la Cașin să vizitez un asemenea obiectiv, pentru că acolo vorbim de fonduri europene și vorbim de lucrări de o calitate, repet, îndoienică și cu termenele depășite. Și culmea că acest domn care lucrează la mai multe primării prin județ, a și candidat de vreo câteva ori la primăria Onești, se și pregătea să candideze pentru primăria Onești și iată că totuși e președintele PNL-ului. Lumea știe aceste lucruri, eu îndrăznesc să le spun ceva mai apăsat, pentru că așa v-am obișnuit. Știți foarte bine cum am funcționat și în ceilalți ani ca președinte al CJ-ului. Vă amintiți ce dialoguri și ce dispute dure am avut, inclusiv cu
domnii care administrau apa și deșeurile în Onești. Știați că nu se întâmplă lucruri bune, dar intervenția decisă pe lege și hotărâtă a Consiliului Județean pe care l-am condus la momentul respectiv a deschis drumul către ceea ce face astăzi Raja cu primăria Onești și ceea ce s-a întâmplat pe zona de colectare a deșeurilor. Vedeți că toți, foarte mulți candidați au început să vorbească acum, cred că și la Onești, de protecția mediului, de natură, de ecologie, dar uită că în urmă cu 5, 6, 7 ani făceau fel de fel de înțelegeri care mai de care mai neortodoxe, astfel încât să nu se facă investiții în apă canal și nici în deșeuri. Vă amintiți bine ce dispute dure au fost între Consiliul Județean, vechea administrație și vechiul operator, care era de fapt aceeași persoană de la Bacău, nu m-am sfiat niciodată și nu mă sfiez să o spun și sunt mândru că am reușit să creez pârtie și drum deschis pentru aceste investiții în Onești. Nu văd de ce mi-ar fi rușine dacă am făcut lucruri bune pentru oamenii din Onești, al doilea municipiu ca importanță în județul Bacău și eu sunt convins că Oneștiul va reveni acolo unde a fost în anii 2000, capitala economică a județului Bacău. Dar sigur, acest lucru depinde foarte mult de viitoarea administrație, viitorul primar și de ceea ce cred eu că este obligatoriu vital să facem în următorii ani și anume să facem tot ce ne stă în putință ca autostrada A13 Bacău Onești-Brașov să treacă pe unde este proiectat să treacă aici prin Onești și sunt convins că va da o altă dimensiune economică municipiului Onești.